primari și domnul consilier și toți cei care sunteți în prezență. M-am mutat prin sală și căutam pe cineva care e de vârsta în care poate să fi cunoscut pe domnul doctor Florențiu. Nu prea sunt. Cei care au fost prezenți în 72 când s-a înființat spitalul, sunt printre dumneavoastră cei care nici nu erați încă atunci. Deci, în iulie 72, când s-a înființat spitalul, domnul doctor Florențiu, medic primar de intern. Deci a fost un internist de bază care a făcut dintre primii care au făcut cardiologie în țară și cum a venit de la cursul de cardiologie și de specializare, a făcut un mai întâi o celulă de cardiologie în vechiul spital, dar după aceea în spitalul nou a înființat cardiologia. Cardiologia care și acum este o secție de bază al spitalului și este, putem să-i spunem, că a fost înființatorul și a fost părintele cardiologiei Bucureștene și nu numai că a înființat această secție, ci a făcut ca toți care au trecut, infirmieri, asistente, medici, să fie foarte bine instruiți și să se uite numai totdeauna nou spre mai bun, spre specializare, a fost un om într-adevăr deosebit. Iar îmi pare foarte bine că această primărie și acest consiliu s-a gândit primar, că s-a gândit ca să ofere acest titlu unui om,